Hei, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. În videoul de astăzi aș vrea să fac un scurt review platformei de marketing afiliat TuPerformant. Aceasta este o platformă pe care eu o folosesc de mai bine de 5 ani ca să îmi monetizez toate proiectele online pe care le-am avut până acum. O folosesc pentru platforma buyandhelp.ro și bineînțeles pentru blog de IT.ro și pentru acest canal de YouTube. Dacă ai și tu un proiect online la care lucrezi sau pe care vrei să-l lansezi în perioada următoare și vrei să îl monetizezi cumva, îți recomand să folosești TuPerformant și să te înscrii ca și afiliat folosind linkul de sub acest video. Ok, în continuare aș vrea să-ți dau 5 motive pentru care tu ar trebui să lucrezi cu TuPerformant pentru a monetiza proiectele tale online. Primul dintre motive este faptul că există foarte multe magazine online pe care le poți promova. Există foarte multe produse și servicii pe care tu le poți promova. În acest moment sunt peste 600 de companii prezente pe platformă din toate domeniile, de la jucării, piese auto, fashion, IT&C și până la cărți. Deci, practic, orice proiect online ai avea, cu siguranță vei găsi cel puțin un advertiser care să se muleze pe nișa ta. Al doilea lucru care îmi place foarte, foarte mult la TuPerformant este faptul că ei realizează plățile săptămânal. Practic, tu nu trebuie să aștepți 30 de zile sau 3 săptămâni, 4 săptămâni până în momentul în care poți să scoți banii pe care câștigat, poți să scoți acești bani săptămânal dacă ai minim 100 de lei sau 25 de euro în contul tău. Un alt lucru care îmi place foarte mult la această platformă este affiliate ranking-ul. Practic acolo ai o secțiune în care poți să vezi pe ce loc te afli tu între toți afiliații de pe această platformă și bineînțeles poți să vezi cine e acolo în top 5, top 3 sau top 10, documentându-te puțin despre acei oameni, bineînțeles poți să vezi ce proiecte au, ce fel de campanii rulează, cu ce companii lucrează și astfel îți poți crește și tu veniturile și bineînțeles proiectele din punct de vedere al monetizării. O altă funcționalitate foarte utilă este aceea prin care tu poți să vezi în fiecare minut ce comisioane au fost generate pe platformă. Practic, dacă te uiți acolo timp de 15-20 de minute, în fiecare zi poți să vezi ce produse se vând cel mai bine. În acest fel poți să îți faci o idee despre ce ai putea să promovezi ca să ai niște vânzări mult mai mari și niște comisioane mult mai bune. Al cincilea lucru de pe lista mea este noua secțiune de influencer marketing. Practic, acolo poți să-ți creezi un cont de influencer dacă ai o comunitate mărișoară sau, mă rog, care are peste câteva mii de subscriber, follower, cititori sau viewer. Acolo companiile vor vedea acel profil al tău, îți vor putea propune campanii sau tu vei putea să te uiți în directorul de campanii și să aplici la anumite campanii, astfel reușind să câștigi niște sume puțin mai mari decât cele care vin din comisioanele de vânzări sau de lead-uri. Bun, pe lângă toate lucrurile astea faine și utile, sunt câteva chestii pe care aș vrea să le îmbunătățească cei de la TuPerformant. În primul rând, aș vrea să se implice mai mult în organizarea de evenimente legate de marketingul afiliat și în provincie. Aici la Cluj, la Timișoara, la Iași, în Craiova, nu prea există asemenea evenimente, așa că lumea nu prea cunoaște ce se întâmplă în marketingul afiliat din România. Sunt foarte multe magazine care probabil ar intra în affiliate marketing, dar nu au foarte multe informații și, bineînțeles, sunt foarte mulți afiliați care și-ar dori să își monetizeze conținutul, dar nu știu cum să facă asta și poate cred că affiliate marketingul este un scam. Un alt lucru pe care l-aș îmbunătăți la TuPerformant este comunicarea dintre advertiser și afiliat. S-a întâmplat de multe ori să nu primesc răspuns la întrebările mele sau să îl primesc prea târziu, ori acest răspuns să nu fie foarte util pentru mine. De aceea aș aprecia foarte mult dacă cei de la TuPerformant s-ar implica mai mult în această comunicare și ar trage cumva de mânecă tot mai mult advertiserii ca ei să răspundă și să colaboreze mult mai bine cu afiliații. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l văd tot mai mult și mai mult pe TuPerformant sunt campaniile cu comisioane recurring. Prin aceste campanii, advertiserii vor câștiga niște clienți care vor folosi produsele sau serviciile lor pe un termen de timp mai lung și, bineînțeles, afiliații vor câștiga niște comisioane mai bune, mai mari și pe o perioadă mai lungă de timp. Bun, acum la final de review aș avea și câteva sugestii pentru cei de la TuPerformant. Îmi place foarte mult că au început să aibă niște campanii de awareness. Cred că ar trebui să dureze puțin mai mult timp, gen 6 luni sau poate chiar un an,
ca rezultatele să fie foarte, foarte bune. Un alt lucru care cred că ar ajuta foarte mult platforma să crească sunt poveștile de succes. Știu că până în acest moment pe blog se publică astfel de povești, dar aș vrea să le văd mult mai des. E foarte inspirațional să citești o poveste de succes despre un advertiser care și-a crescut profitul, despre un afiliat care și-a monetizat blogul sau website-ul sau proiectul online. Bineînțeles, aceste povești se pot share-ui mult mai ușor și astfel oamenii pot afla tot felul de lucruri interesante și astfel pot fi atrași de marketingul afiliat. Bun, acum, cu toate că sunt unele lucruri de îmbunătățit, în general eu cred că TuPerformant este o platformă foarte, foarte bună și utilă. Acum că ați învățat de pe acest canal de YouTube să construiți website-uri, să vă faceți niște proiecte online, niște aplicații online, cu siguranță vă va ajuta să le și monetizați. Ok, și acum la final, sper că ți s-a părut interesant acest review. Îți recomand să-ți faci un cont pe TuPerformant și să îți monetizezi website-ul sau proiectul la care lucrezi acum, fie că e joc, fie că e o pagină de Facebook, fie că e o comunitate hostuită în altă parte. Bineînțeles, dacă ai întrebări sau nelămuriri, te aștept în comentarii unde îți voi răspunde cu siguranță. Cam atât am avut pentru astăzi, ne vedem data viitoare la un episod, sper eu, la fel de interesant ca și acesta.